Băi, revenim pe Stumble Guys după cea mai grea hartă pe care am putut-o juca în episodul trecut de Stumble Guys cu Darcel. Da, ai terminat-o, bravo ție, Darcel, că n-ai terminat nimic. Acum o să vedem ce o să ne mai pregătească abonații astăzi, pentru că am înțeles că avem un maze. Bă, dar să le avem 3 hărți astăzi de la abonați. După mai vedem ce mai găsim pe workshop. Poate iar găsim cea mai grea hartă existentă, că deja dau rage. Dar prima hartă, fii atent, nu știu ce hărți sunt, dar știu că prima hartă, dar însele, deci dacă intru aici, prima hartă se numește Legendary Maze. Este al lui unui bă, al... Deci mă lua capul. Deci dacă chiar este un maze și e greu de făcut, dar însele, dacă este un labirint, atât a fost. Cel mai greu labirint din Minecraft. Nu e Minecraft, e Stumble Guys. Dar uitați-vă aici. Păi deja m-a blocat asta, dar cum adică labirint în Stumble Guys? Mă, cine a făcut harta asta? Hai să vedem abonatul care ne-a făcut harta asta. Dacă puteți și voi să ne trimiteți sorți în comentarii. Dar bă, fraților, uitați-vă, harta asta e prea mare, fraților. Și eu labirint, adică dacă mă duc aici în partea stângă sau în dreapta, probabil cred că e în dreapta, că în stânga dacă este așa mic sau fi ceva aici. Hai totuși să verific. Mă, ce e ăsta, mă, fraților? No, mi-e frică să ajung aici. Ok, deci este un mare labirint. Bă, ce faci, mă, fraiere? De ce te-ai oprit? Aștept rândul. Ce rând, mă? Aștept. Ce să aștept? Ok. No, să nu cad că... Ok, gata, bun. Și acum trebuie să avem mare grijă, bun. Și ne ducem așa pe aici și ajungem așa pe aici. Ok. Stai puțin că bă, fraților, labirint, bă, ne trebuia nou. Labirint în Stumble Guys. Labirint în Stumble Guys. Rafale, ok, dar hai să vedem. Bun, deci mergem aici. Nu, te rog, nu mă duci în spate. La finish line, let's go, guys. Stai, la finish line. Dacă ai ajuns la finish, măcar lasă-mă și pe mine, dar să le ajung, te rog, e frumos, să fiu aproape, să vadă și oamenii că, na, adică pe la finish line ăsta, bă, Rafale, că nu e ăla, nu e ăla, trebuie să fie undeva în fața sora asta, că da, e maze, dar zele, adică nu te-ai prins, că până acum nu prea a fost labirint, dacă stai să te gândești, nu? Nu știu, unde ești? Let's go, guys. Aha, ok, du-te acolo, eu mă duc prin dreapta, mereu alegeți calea dreaptă, băieți, pentru că calea dreaptă în viață este foarte bună. Ok, și cred că am ajuns în acel... Nu, n-am ajuns, a fiți atenți că calea dreaptă chiar este adevărată, adică uitați-vă pe aici că eu văd și prosul cred că vine după mine, nu pot să-l văd, nu știu unde e, dar, bă, fraților, maze, bă, labirint în Stumble Guys, ați mai văzut, pune așa ceva. Ok, bun, aici nu, deci mergem pe... prin partea asta, uitați-vă că eu v-am zis că calea dreaptă e cea mai bună, deci alegeți calea dreaptă, sunt curios ce ați ales voi, scrieți acolo în comentarii, dați subscribe dacă ați ales ca mine și like dacă credeți că ați ales practic ca Darcel. Ok, hai să vedem în partea asta, e ceva ascuns. Băi, ia. Opa, ce e aici? L-am făcut, mă, fraiere, să vină. Ce faci, mă, fraiere, Darcel, te încrezi tu așa repede? Mă, bă, eu mă bucur că ai încredere în mine, Darcel, dar vezi că nu prea trebuie mereu. Ok, bă, tu ești dinamită. Bubuie Darcel în spate. Fiți atenți că îi dau astea să bubuie Darcel. Uitați-vă. A bubuie Darcel. Nu cred așa ceva. Deci nu cred așa ceva. Cred că nu mă ajut că ultimul episod ăsta, mă, guys, gata, pa, nu mai pot. Ne vezi la plajă, bă, Rafale? Da, te văd la plajă, mă. Stai puțin, că trebuie să beau apă, dar răsele. Trebuie să-mi revin. Ce-a fost runda trecută? Și uitați-vă și la runda asta, bă, ce doamne iertă mă se întâmplă aici? Gata, e smarta pe lângă. Pe mine, dar răsele, mă vor toate femeile, pe mine, dar răsele, Rafale este un cântămare și tot, nu, lăcu băieții mei. Ok, Ok, mare grijă, am ajuns aici. Nu, te rog să nu mă duci în spate. Ok, hai că m-a dus ok. M-a dus ok, fraților. Bă, deci eu sunt șocat, fraților. Eu sunt șocat cum am putut muri, practic. Cum am putut pierde, de fapt, că n-am murit atunci. Dar nu înțeleg cum ai reușit, dar însă ele așa ce... Va, frate, și tu unde ești, mă, acum? Ești în spate? Am murit! De ce ești în spate? Întrebarea mea. Nu mi-a dat spawn point, mi-a spus buchin, bă! Ospitalizare, cred că, bă, mai bine. Bă, ai trecut, ai ajuns, da. Eu am cam murit, ca prostu. Bă, nu știu, bă, cred că aici facem o sesiune de muzică, fraților, că la cu... Mamă, zici că mă joc jocul ăla de pe Roblox în care trebuie să urlu, la care Darcel nu poate, că e un copil micuț și e tare, e fraierel. Ok, bun, hai să vedem. Eu am câștigat și runda asta și te-am bătut și fi-am întâlnit la fel de Nu cred că ai câștigat runda asta.
Bă, nu știu ce ghinion am eu astăzi, sincer, fraților, dar este un ghinion foarte mare și acum trecem la ultima hartă de la abonați. Să vedem cum să fie harta asta, să sperăm cum să fie oarecum. Da, să fie... rog, nevoară, vă să fie... niște lași, nu. Să apuci de-o de sală, la fel, de sală să te apuci. Păi da, dar, da, ok, da, vedem cum să fie harta asta, dacă e poate Rafale, mai... Ai om, Rafale, ai om. Mamă, nu cred, deci nebunește doar să-l când vede numele la harta asta, fraților. Deci nebunește doar să-l când vede numele la harta asta, nu, nu, fix asta îi trebuia lui Darusel. Cred că e harta specială făcută pentru Darusel, fraților. Cred că mă bate și la asta, cred că astăzi am chinion maxim, fraților, cred că astăzi, sincer. Fă rugăciune, Rafale, am pus la caca. Doamne, aia nu e rugăciune, Darusel. Doamne, ok, ok. Mi-e cam frică, nu, 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 nu. De ce am început prost? Ba nu, am început mai bine, am început prost, de fapt. Am început prost, amândoi am început prost. Cred că suntem doi proști, fraților. Asta e adevărul, sincer. Ok, deci mă arunc aici. Bun, nu, nu, nu. Rămâi aici, te rog, gata. Mamă, bun. Ok, bun. Ce-am, Rafale? Stai că mi-e frică, stai, ți-am zis că aici gen cu, gen cu vocalizare, cu toate astea, cu sunete. Cu asta frugim, pe bunele. Ok, dar sele. Ok, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Nu, 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 nu. Ok. Nu, 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 nu. Doamne, mamă, deci episodul ăsta e cel mai enervant, e mai enervant pe cap. Și m-a dat la început de tot, Rafale, de tot m-a dat. Doamne, doamne ajută! Doamne ajută, lasă-o în pace. Nu! Să se apușa pe mine. Eu nu mai suport, dar înțeleg ce se întâmplă aici, nu mai. Ok, 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 bun. Pam, 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 pam. Titani, hai să vedem. 3, 2, 1 și să nu vină fraierul ăla. Fiți atenți că acum, acum este rândul meu, este harta mea. Hai, doamne, nu mai, deci să nu mai dai la parte. Deci înțeleg cum i-a dat atunci la parte, fra... Nu, 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 nu. Ok, bun, ne ducem aici. Pam, 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 pam. Titani! Ok, ok, bun, ok. Te rog! Nu, frate. Faci ca câinele meu, foame. Doamne, așa-l cheamă pe câinele tu, de foame. Am trecut, nu pot să eram trecut la fene. Frate, mulțumesc lui mami. Da, și atât, ok. Ok. Am trecut. Am trecut și-o, dar înțeleg, adică nu, nu-i bani de altceva, de... Bă, lasă-o în pace! Lasă-o în pace! Nu! Ai primit spam, nu pot, nu pot să cred! Nu poți să cred, n-ai primit spam, uite, lasă-o să... Ia, dă-te-mă la parte, pleacă de aici! Mamă, te omor, dar înțeleg, nu te... Nu te mai suport, mă, omule, ce, doamne, iartă-mă, mi-ai venit un cale, mă, în viața asta, să le aveam și o viață, este, este, te rog, te rog, no, no, bine, 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 fraiere, fraiere, fraiere. Bă, ce se întâmplă aici, că e cam greu, deci ajung aici, după ajung aici, sus, păi și... Ce copil ești, bine, nu mă zic, am trecut, m-a dus, afară m-a dus, cap, aici, am trecut. Ok, da, pe unde trebuie să mergi, că nu înțeleg, tăci aici, după tăci aici, și acum aștept să mă ridice, mă aruncă, da, perfect, și am ajuns pe pumnișorii aceștia, și acum mă duc în viteză, și, a, și dar se ajung la final, normal, ok, ok, păi, pe și care, și care e faza cu asta, că nu înțeleg aici, în fine, bă, bă, știi care e faza? Bă, tu, Rafale, ai unul, mă, să mă numele, care e pe pe mine, dar o să numești pe cel mai bun, și Rafale, frenul, că o să dau până în gără și o să plec la mami. Hai, gata, Eminem, rap, gata, gata, tu nu vezi că mori aici, ok. Hai să intrăm acum cu harta de pe workshop, că hărțile aboraților sau cam dus, bă, fraților, nu știu. Ideea e că nu cred că am doar note astăzi, dar așa, per total, nu știu, îi dau note. Tot așa pe 8, 9, 9, 7, 8, 9, ăștia, mă, tu direct la... Nota 8, 20 în total, așa că hai acum să intrăm pe harta aceasta să vedem ce se întâmplă, dar în serio, ritualul, e un ritual aici, ca ritual mansion se numește, practic, clădirea aia mare, cum ar veni în casa aia, mansionul ăla imens. Și da, ultima hartă, hai să vedem ce ne așteaptă și aici, că dacă ne mai așteaptă ceva rău, e prea grav, sincer, și nu mai suport. Hai să vedem, ultima hartă, nu mai știu sigur dacă am jucat-o, nu, n-am jucat-o, e bine, hai să vedem, deci e cu port aici, nu știu, cu toate astea, eu am carne printre dinți, am mâncat mâncare și mi-a rămas carnea printre dinți și acum, în loc să mă joc, eu s-a scobesc, adică. Lacrimi în ochi de la prima fază, bă, sincer să zic, chiar da, sincer că mai... Bă, mamă, bă, bă, deci nu, eu nu... Eu, doamne, deci eu chiar nu înțeleg, frate, cum, doamne, iartă-mă, ai putut să mă bați acolo în ultima secundă? Ei, am skill-ul mare, am skill-ul
mare. Da, chiar l-am, da, chiar l-am. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Ok, bun, hai că am trecut Legereanus, aș putea spune. Și aici, da, nu trebuie să ajung nicăieri, gen ajung prin ăsta și nu știu cum trec prin ăsta, întrebarea. Ok. Păi treci cu mâna așa și cu piciorul, mi-așa mi-ați, mami. Ok, cu mâna și cu piciorul, am înțeles, dar o să le așa, o să trec cu mâna și cu piciorul. Ideea e că harta asta parcă îmi dă foarte mult deja vu, ceva de genul, dar nu știu, dar nu cred că e pe aici. E ceva ciudat la harta asta. Hai, mă, Rafale, că am trecut deja, te-am pupat. Mă, tu ești în spate. Mă, vista, baby. Mă, tu pe unde? Ah, ok, gata, gata. Ok, perfect. Ideea e că acum sper să nu fie vreo problemă. Da, ok, pe și aici, nu ca așa? Și ce se întâmplă? Ah, ok, bun. Sper să am spawn point, fraților. Deja chiar abia aștept să se termine meciul, gen toate episodul acesta, pentru că nu mai chiar a rămas fără aer, fraților. Adică nu, te rog. Ok, hai că m-a dat bine. Nu mai suport, sincer. Trebuie să beau repede niște apă, sincer. Da, câte s-au întâmplat astăzi, fraților, deci cred că e cel mai șmecher episod de până acum. Ultimele două episoade Generational Run, pe bune, adică episodul trecut și episodul ăsta, cele mai mișto episoade de Stumble Guys ever. Și eu cred că sunt prost acum, cred că sau fac pe prostul, sau cred că chiar sunt prost, pe bune, adică nu cred că mai fac pe niciun prost, cred că chiar sunt prost. Ok. Deja mă ia curățeala cu tuse. Nu mai zic. Rafale, te-am fama, gata, boală pe toți, că fama, tu te răsili pe toți, Rafale, și fiantele că am intrat. Tu chiar mai... Uite, m-am și băgat, așa că fiantele vreau ca toți să dați like și subscribe, că te răsili este bostul vostru, da, da, și cu video s-am plecat, da, și cu bostul vostru, da, da, ok, da, cam atât a fost, fraților, cu episodul acesta, a fost mișto, da, da, nu mai suport, aolo, nu știu cât aș mai rezista să mai fac episodul de genul cu ăsta, și totuși dați hărțile voastre în comentarii. Ce dar răsel? Doamne, hai pa, băieți. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.